acest eveniment cultural prin care și-au propus să marcheze împlinirea a 163 de ani de la înfăptuirea Unirii de la 1859 printr-un program artistic omagiant și totodată impresionant. Scopul evenimentului este conștientizarea și celebrarea importanței istorice deosebite a Unirii de la 1859 într-un mod artistic, încurajând totodată sentimentul de apartenență culturală a tuturor românilor. V-am pregătit pentru această seară un vast program artistic la care vor lua parte nume sonore ale peisajului cultural-artistic brăilean, ce vor susține momente artistice cu o mare încărcătură patriotică. Muzica militară a garnizoanei Brăila, sub conducerea muzicală a domnului locotenent Raul Ionuț Badale, solistele Maria Magdalena Tuțu, Elena Chirvase, Maria Ciocan, ansamblul de dansuri populare Hora Măxinenilor, sub îndrumarea coregrafului Titica Ioniță, ansamblul de dansuri populare Bucurașul al Palatului Copiilor Brăila, profesor coregraf Marius Epure. Vă mulțumim că ne sunteți alături în înfăptuirea acestui act autentic de cultură, mulțumim totodată și partenerilor media, cei care răspund prompt și ne susțin demersurile de promovare a tuturor evenimentelor. Obiectiv Vocea Brăilei, Brăila Chirei, Pro Brăila, Cronica de Brăila, Radio România Actualități, Știri Brăilene, Ora Brăilei, sateromânești.ro, Ager Press, Realitatea de Brăila, Jurnalul de Brăila, Litera 13. Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și al Țării Românești. Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire, reprezintă unificarea vechilor principate Moldova și Țara Românească într-un principat unit și a fost primul pas spre România de azi. Din ziua Unirii Moldovei cu Țara Românească, Mica Unire, fără de care nici Marea Unire din 1918 nu s-ar fi realizat, statul român a intrat în perioada sa modernă prin reformele începute sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și a făcut primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român. Generația de intelectuali patrioți care a realizat Unirea din 1859 a avut meritul de a fi putut impune un spirit deschis către ideile de unitate, libertate și fraternitate născute de Revoluția franceză de la 1789, pentru care mulți dintre ei luptaseră pe baricadele Revoluției de la 1848 din Europa. Mari unioniști Mihail Cogălnicianu, Vice Brătianu, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alexandrii, Costache Negri au avut intuiția diplomatică de a alege momentul cel mai bun pentru proclamarea Unirii Principatelor Române, conform voinței patrioților din Moldova și Țara Românească. Ați ascultat în debutul evenimentului intonarea imnului național al României, muzica Anton Pan, versuri Andrei Mureșan. Și acum vă invităm la Semnal Olimpic, aranjament orchestral Hore Ardelean, în Pasul Stășesc, compozitor Alexandru Marin și suită de cântece patriotice, Treceți Batalioane, Drum Bun, autor Ioan Denițescu, Pui de Lei, muzică Ionel Brătianu. Interpretează muzica militară a garnizoanei Brăila, sub conducerea muzicală a domnului locotenent Raul Ionuț Badale și a domnului fructonier major Laurențiu Mocănescu. Thank you.
acestor mesageri culturali, muzica militară a garnizoanei Brăila pentru un adevărat regal patriotic. Acum o invităm în scenă pe solista de muzică populară Maria Ciocan, care, acompaniată de muzica militară a garnizoanei Brăila, va interpreta Marea Unire nu se uită niciodată, muzica și versuri Stelian Stoica. Invităm acum în scenă ansamblul de dansuri populare Bucurașul al Palatului Copiilor Brăila, profesor coregraf Marius Epure, pentru o suită de dansuri ardelenească, aranjament orchestral general de brigadă în rezervă Ionel Croitoru și mai apoi, în interpretarea muzicii militare a garnizoanei Brăila, Hai să întindem Hora Mare, aranjament orchestral Alexandru Butnariu, Noi suntem români, aranjament orchestral Alexandru Butnariu și Corăcheasca, aranjament orchestral Plutonier ajutant principal în rezervă Mițu Romică și apoi Potpuriu de cântece populare, aranjament orchestral Alexandru Butnariu în interpretarea muzicii militare a garnizoanei Brăila și a Elenei Chirvase și vom continua cu Asta-i sârba tuturor, aranjament orchestral Plutonier ajutant principal în rezervă Mițu Romică, Caporal Jean Datomiță, în interpretarea muzicii militare a garnizoanei Brăila și a Mariei Ciocan. Vă invităm și pe dumneavoastră să fredonați aceste versuri de o deosebită încărcătură emoțională,
Elogiind astfel acest prim pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român.
suntem și frați buni. Și pe când ne bărbăti, omul tare miruit. Și pe când ne bărbăti, omul tare miruit. Nu ne spune mânta să poată, noi suntem
Bună seara, dragilor!
Thank you.